Domnule Grindeanu, numai puțin, vă rog. Cam pe când estimați că se va finaliza construcția a șapte, toată a șapte? Păi, noi avem 13 loturi. Eu așa, să vă spun realist, dincolo de termenele date de contract, că pot să vă spun și de pe termenele date de contract. Dar realist pot să spun că mă aștept ca anul viitor, deși nu sunt termene decât pe o parte dintre ele, mă aștept ca anul viitor să fie finalizate 6, poate chiar 7, și mă refer la 7-lea să fie cel din jurul Ajudului, între Focșani și Bacău, dar cele 4 între Focșani și Buzău mă aștept să fie finalizate și cele 2, care sunt conform contractului, loturi dintre Ploiești și Buzău, să fie finalizate. În paranteză fie spus, mi-aș fi dorit și lotul acesta dacă în urmă cu un an și ceva să semna contractul când am dat, așa cum am spus mai devreme, prima dată același câștigător. Dar în 2025, pe termenele pe care le avem în acest moment, vor fi finalizate și celelalte 6, posibil 7. E în funcție de acel lot dintre Focșani și Bacău, care are termenul 2025. Eu vreau să subliniez acest lucru. Doar 4 loturi de autostradă au termen 2024, din 13. Restul sunt 2025. Dar i-am spus că se pot da 6, chiar 7, până la finalul anului viitor. Și o ultimă întrebare. Vă rog. Care sunt problemele cu care se confruntă constructorii? Bănuiesc că v-au fost spuse astea, nu? Să știți că am beneficiat de sprijin politic noi la Ministerul Transporturilor prin a aproba, în a se aproba, diverse ordonanțe, hotărâri de guvern. Deci un cadru legal, astfel încât toată această escaladare a prețurilor, pe care n-am trăit-o doar în România, ci a fost peste tot în lume, să poată să fie suportată de către beneficiari. În cazul nostru, beneficiar CNAIR-ul sau Ministerul Transporturilor. Asta e un lucru pe care noi l-am făcut primii din Uniunea Europeană. În acest moment, eu nu știu, cred că mai e un singur caz sau două de țări membre ale Uniunii Europene care au adoptat un cadru normativ de acest tip. Nu e vina constructorilor că a crescut prețul la fier beton sau la toate celelalte materiale. Asta e un lucru cu care noi am venit în întâmpinarea constructorilor. Doi, am văzut în ultimele zile și vă mulțumesc pentru întrebare și pentru oportunitate. Am văzut că tot se chinuie câțiva care n-au dat nici măcar un kilometru de autostradă în circulație în gloriosul mandat de 8 luni, să spună că, domnule, sunt probleme, că cei de la CNAIR, de la transporturi, nu mai au bani și nu plătesc facturile. Fals. Nu există niciun fel de întârziere la plată, există sume, avem bani în buget, dacă nu avem, credeți-mă că știu să strig și să țip, să cer la primul ministru, astfel încât toate aceste investiții extrem de importante pentru țara noastră să nu aibă niciun fel de sincopă. Nu e cazul. Deci toate sunt plătite. Eu știu că e ciudat pentru cineva care n-a fost pus în situația să plătească facturi, că n-au dat niciun kilometru de autostradă în circulație și că nu dai niciun kilometru de autostradă, nu plătești facturi. Dacă ei sunt în această situație, au fost în această situație, nu înseamnă că noi suntem și noi în această situație. Deci, dar încheind, poate am vorbit prea mult, tot timpul sunt discuții și nu reușești să rezolvi toate chestiunile pe care le deschid și le au companiile. Că e vorba de exproprieri, că e vorba de relocări de utilități. Sunt lucruri care apar de la caz la caz, dar chestiunile majore au fost rezolvate de către noi și sigur pe parcurs, dacă apar altele. Mulțumesc. Da, mulțumesc.